Bun găsit, deocamdată Aristotel Căncescu punea acuzațiile pe seama campaniei electorale. Ieri anchetatorii au descins atât la locuința lui, cât și la casa vicepreședintelui Consiliului Județean. Și astăzi va fi adus la Înalta Curte de Casație și Justiție cu propunere de arestare preventivă. Domnul Mazăre este și el la Înalta Curte de Casație și Justiție, întrucât... După cum ați putut vedea, victima sa a fost chiar colega noastră, Ionela Lucan, care se afla acolo pentru o transmisiune live. Ați văzut, primarul Constanței a vrut neapărat să-l vadă fanii la televizor în direct, așa că în momentul în care ea a intrat în live, Mazăre a apărut în cadru.